Morning Glory, Morning Glory, măi Răzvane, mă umori! Și bonjurică, bonjurică, uite cum suntem noi acum, pur și simplu intrăm live pe Facebook-ul mare, pe sticle, pe dopuri, pe desfăcătoare, pe tirbușoane, emitem în acest mod și pe pahare de vin alb, și pe pahare de vin roșu, galațiuie, dacă faci cu deștul așa pe ele. Și sper că v-a plăcut și piesa de insistență, invitatului nostru sigur i-a plăcut, așa că ne face mare plăcere să-i spunem bună dimineața, mai ales că nu suntem pacienți, domnului doctor Adrian Copcea, bună dimineața! Bună dimineața din nou! Așa, ne auzim, da? Suntem bine? Da, da, suntem bine. Arătați suspect de bine, domnul doctor. Da, da, da. E o mahmureală de aia, de tren cu avion, cu... am avut un drum la Florența și a trebuit să schimb avion, după aia monorail, după aia tren de mare viteză. Wow. Da, și mahmureală de asta, de transport, să zicem. Da, e, putea fi ceva de calitate, totuși, dar uite că asta e, atât ne-a mai rămas nouă bărbaților din această țară, să avem mahmureală de la transport. Dar cum privește boala metabolică, nutriționismul, cum privesc ele mahmureala și dacă vin în ajutorul celor aflați în nevoie, în vreun fel? Da, chiar mă întrebam ce zice lumea când mă vede în aeroport citind despre mahmureală. Știți că mai erau mimuri cu o doamnă care citea cele mai bune metode de somn și era dormită. Da, da, da. Așa. Da, da. Deci ar fi putut crede că-s mahmur. Am citit ieri destul de mult așa între... și din păcate literatura este atât de puțină încât toată concluzia științei este: dacă vrei să nu fii mahmur, nu bea. Atât. Iar remediile sunt o poveste întreagă foarte simpatică, dar foarte, foarte puțin științifică. Deci sunt extrem de puține studii care arată remedii cu adevărat bune și culmea este că cele mai bune remedii de mahmureală trebuie luate înainte să bei. Asta, dar credeți în ele? Adică discutăm un pic, vorbim despre asta, da? Da, am citit, de fapt, mecanismele mahmurelei sunt cele care trebuie înțelese și nici ele nu sunt bine înțelese. Un mecanism este că se acumulează acetaldehida, care este un metabolit toxic al alcoolului. Alte mecanisme sunt deshidratarea, care apare pentru un efect foarte interesant. Alcoolul inhibă hormonul antidiuretic sau vasopresina și deși bei, elimini mai multă apă decât e pregătit rinichiul să recupereze. Deci deshidratarea e alt fenomen central. Iar restul de fenomene sunt date de citochine sau mediatori a inflamației, cum spunem. Deci reacționăm cumva ca la boală atunci când se depășește un nivel, să spunem, normal de alcool. Și fiind această furtună de substanțe și neștiind care efecte de unde vin, s-au încercat diferite remedii. Până la urmă nu s-a impus niciunul. Chiar am citit câteva un pic mai ciudățele, suc de pere coreene. Deci sunt câteva substanțe, le-aș și nota să nu le uit, dar cred că tot le uit. Limba mielului, care are o denumire latină, mă rog, nu prea sunt eu specialist în plante. Da, Borago officinalis, care ar fi o plantă din Siria. Mai este un cactus indian, o punția ficus indica. Ceva mai aproape așa, o limbă, nu? Anghinarea era cea mai apropiată, chiar m-am uitat geografic și anghinarea era. Dar sunt remedii destul de vechiuțe și de puțin demonstrate. Singurul care este mai medical este un medicament numit tropisteron, care este un antagonist de serotonină utilizat în chimioterapie. Deci ar fi un singur medicament care cred că e prea scump ca să ne gândim să-l avem prin casă, ca idee. Da, dar astea cu micul dejun englezesc, cu cârnați, cu ouă prăjite, cu exces de grăsime, ar putea să aducă vreun beneficiu organismului suferind care întinde mâna după pahar și găsește doar sticlă? Nu, nu, dimpotrivă, acestea sunt contraindicate. Alcoolul are, pe lângă ce am zis eu, efectul pe hormonul antidiuretic și pe ce mai are, are și un efect de iritare a stomacului. Și aceste alimente care sunt grase, cârnați, ouă și așa mai departe, tind să țină mai mult mâncarea în stomac și astfel să-l irite mai tare. Și atunci, exact, alimentele grase sunt contraindicate în mahmureală și, dimpotrivă, sunt indicate alimentele care trec repede prin stomac și care conțin carbohidrați. Adică exact inversul cârnaților. Deci adică vinul vodă și conțin carbohidrați. Nu, chiar am dat o expresie, că articolele pe care le-am citit sunt în engleză și sunt cu expresie și era de genul using a hair's dog, ceva de genul că pe rană, dacă te muști cu un câinele, să pui păr de câine că-ți trece. Deci cui pe cui se scoate era echivalentul românesc.
și pe care nu-l recomandăm. Deci, practic, a consuma alcool la a doua zi în ideea că se va întâmpla ceva bun, este iarăși o idee proastă. Deci hai să reținem totuși două idei proaste. Cărnații ar fi o idee proastă, alcoolul pentru a folosi metoda cui pe cui. Și se aplică de fapt cea mai bună regulă. Corpul trebuie să se refacă singur după excesul de alcool și se pare că e ca la Mark Twain. Ori răcești 7 zile, ori o săptămână. Deci se pare că nu există alt remediu decât să o lași corpul să se refacă. Oricum, noi stăm destul de bine într-un top mondial al consumului de alcool. Adică am depășit de departe țări cu o tradiție bogată și cu o imagine foarte bună. Noi avem o imagine foarte proastă și o tradiție foarte bogată, e adevărat. Adică dacă iei cântecele românești, fără vinișor, beție, sticle și așa mai departe, gâl, 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 și alte citate culturale, nu scape. Adică românii beau păhărel, diminutivează păhărelele. Am avut și sărbătoarea mucenicilor. Acum, apa e bună? Da, apa este absolut obligatorie și tocmai de aceea o tehnică bună să nu devii mahmur este tot timpul când bei vin sau tărie să bei în paralel totuși apă, să faci efortul ăsta să introduci apă. Apropo de asta nu avem noi românii multe cercetări pe mahmureală, nu apucăm să devenim mahmuri. Din moment ce alcoolul este continuu, nu mai ajungem la zero. Practic, mahmureala este fenomenul global de stare de rău care apare când concentrația alcoolului scade de la mult la zero. Și când se apropie de zero. De fapt, atunci sunt simptomele cele mai puternice. Mai era un antimigrenos care era promițător, dar toate acestea sunt simptomatice. Deci, practic, simptomele generale, care sunt oboseală, durere de cap, deshidratare, iritarea stomacului, greață, sunt foarte multe simptome, zicem noi, vegetative, adică simptome globale ale corpului pe care le are în lupta lui cu alcoolul excesiv. E Dar, luptă. deci, luptă, da, deci și Trântă. luptă. Amicală, așa, nu-i. Lupte amicale. Și mai sunt clasicele antiinflamatorii nesteroidiene, din care idealul este ibuprofenul Da? și neidealul este paracetamolul. Deci indicat ar fi când te doare capul într-o mahmureală să nu iei paracetamol, dar totuși să iei ibuprofen sau aspirină. Deci ar fi o departajare și între cele două, deoarece paracetamolul este un hepatotoxic care în context de intoxicație cu alcool nu este binevenit. Zeama de varză, chestiile acre, funcționează? Da, zeama de varză și, în general, lichidele care conțin electroliți. Acum, zeama de varză conține sare. Ciorbele funcționează iarăși foarte bine, sunt un remediu foarte bun. Ciorba de burtă, credeți în mitul Nu revenirii că din eu morți cu ciorba asta de burtă? chiar am experimentat-o, să zic așa, că am fost și eu tânăr și am mai trecut prin evenimente. Și mi s-a părut că ciorbele sunt cele care. De ce? Pentru că sunt lichide și sunt în același timp și electroliți. În general, ciorbele, lumea nu știe, sunt foarte bogate în potasiu. Când fierbi, de exemplu, legume, dar și carne, potasiul tinde să iasă din conținutul alimentului în lichidul în care se fierbe. De aia, de exemplu, în dieta celor care au potasiu foarte mare, primul aliment pe care îl scoatem este supa. Adică și cartofii, de exemplu, ca să scoți potasiu din ei. Îi lași în apă călduță, potasiu iese și apoi poți să faci cu ei un pireu sau un cartof. Asta, mă rog, e ce aplicăm noi medical. Dar ce aplicăm benefic când vrem potasiu, sunt aceste supe care vin cu potasiu. Dacă mai ieși ceva sărat, avem deja apă, sare, potasiu și sunt acei electroliți care se găsesc și în băuturile sportive pentru maratoniști, pentru cei care fac efort cu deshidratări mari, deci cu transpirație. De asemenea, dacă a fost o mahmureală urâtă și a fost cu vărsătură, același lucru, multă apă, dar și electroliți. Adică să nu fie doar apa, care dacă e apă chioară, cum spunem, nu hidratează bine. Cel mai bine hidratează apa cu un pic de sare sau apa cu sare și cu potasiu. Acum, ciorba de burtă credeți că este recomandabilă? Pentru că aia nu e așa de lichidă cum sunt alte ciorbițe. Nu, ciorba de burtă tocmai intră în prima categorie, că fiind totuși un aliment gras, mai ales cum o mâncăm cu smântână și oțet, cine mai pune oțet, fiind grasă, nu este indicată, pentru că are tendința totuși de a ține un pic mai mult alte alimente dacă mai este și ciorba cu ceva. Deși când mănânci o ciorbă, nu mai mănânci altceva de burtă. Dar în principiu o ciorbă de, nu știu, văcuță, o ciorbă de legume, supă de pui. Uite, o supă de pui ar fi un remediu foarte bun sau o masă foarte bună pentru a doua zi. Ar fi o supă de pui, un suc de portocale, aș spune, trebuie ceva cu zahăr, deci glucoza, alcoolul inhibă mult producția de glucoză în ficat.
Este altă problemă pe care la diabetici o avem, pentru că diabeticii, dacă fac o hipoglicemie pe alcool, este un alt gen de hipoglicemie pe care îl fac în absența alcoolului. Deci sunt două mecanisme diferite. Iar în intoxicația alcoolică cu mahmureală, să zicem așa, e bine venit să consumi, să zicem, zahăr, gem, suc cu zahăr. Cele pe care le zicem noi de obicei să nu le consumăm sunt foarte bune în mahmureală și inclusiv carbohidrații rapid absorbabili. Banana, de exemplu, banana, pâinea prăjită sunt. Deci hai să facem un meniu, Da, o hai să supă facem meniu. Deci de muiem banane în giorbiță. Eu aș vedea scena asta acum. Cred că sunt unii rupți în momentul ăsta care ascultă și zic, băi, hai să bagă banane în giorbița asta de făcut. Zice, domnul doctor, că zbure. Banană în ciorbiță și cu un pic de vin la desert și am stricat toată emisiunea. Bun, deci hai să o luăm de la capăt. Meniul bețivului De a doua după zi. domnul doctor Adrian Copcea, Cluj-Napoca, un loc cu chirii foarte scumpe. Așa, spuneți. Păi zice că, deci, o supă de pui, Da? o pâine albă prăjită, o banană, Suc de portocale, ați și spus? multă apă. Și multă apă și, să zicem, o sticlă de apă minerală, ideal, că atunci avem și mineralele din apă. Ah, bun. Deci, până aici stăm extraordinar. Beuri, vitamine, e Da, cazul? și medicamentos, în general, m-aș uita pe formulele suplimentelor antimahmureale. Este unul scos cu ocazia Da, unui festival la Cluj, aici, la da. noi, Da. Da, în nu știu, vi spate. s-a Este părut, bine. l-ați încercat? Nu, Sau nu l-am vreun încercat, nici prieten nu de-al cred. dumneavoastră, scuze, l-a încercat? Dar nu, puteam și eu să-l încerc, că am fost și eu pe la festivalurile astea. Deci este un mix de beuri cu cei și cu ghimbir. Asta era formula Da. acelui remediu antimahmureală. Da, deci în principiu beurile și eventual un antiinflamator nesteroidian. Deci hai să zicem meniul pe care l-am zis, o capsulă cu beuri, o vitamina C și o aspirină dacă nu e cineva cu stomacul sensibil sau mai degrabă un ibuprofen. Și să zicem că am Nu. făcut un mix, dar nici ăsta nu va rezolva mare lucru. Va fi așa un pic simptomatic, tot va trece mahmureala când vrea ea să treacă. Deci remediul lui Burdan, care recomanda și o supă foarte, foarte spicy, preferabil asiatică, iese din discuție, nu? Nu, nu Și o iese din discuție. aspirină, o colea O rece colă. cu lămâie, asta recomanda el. Da, deci baza e foarte bună. O supă și o cola sunt ok. Chiar acum am luat cartea lui Burden Kitchen Confidential, abia aștept să o termin, că sunt la început cu ea. Da, un remediu foarte bun. Chestia cu spice, de fapt, ca să tolerezi uneori mai bine alimentele să poată intra. Eu sunt mare mâncător de condimente și le iubesc foarte mult, mai ales alea indiene, dar sunt cu plusuri și minusuri. Deci dacă îți fac rău, îți fac rău. Dacă nu îți fac rău, atunci sunt binevenite. Și alea de dinainte erau doar plăntuțele pe care le-a spomenit, anghinarea, limba mielului și tot felul de prostii de prin deșerturile Indiei. Să mergem Ce târându-ne în patul memorie labe aveți. după. Mă chinuiesc să le rețin 2 zile și n-am reușit. Deci n-avem Da, aia cu uleiul băut înainte, e adevărată? nu. Uleiul era ca să reziști să poți bea cantități mari. Asta era prin westernurile de când eram noi mici. Nu, aia e altceva. Este ca să reziști la alcool să nu te îmbeți. Deci Da. e altă structură, dar nu, sub nicio formă. Da, deci cele care se iau înainte și sunt cele una sau două testate medical, sunt medicamente care, de fapt, degradează acetaldehida. Deci au o bază științifică și anume că acel metabolit toxic care apare în mahmureală, acetaldehida, ar putea fi spart în bucățele ca să nu mai provoace toate acele simptome neplăcute. Dar deocamdată să nu fim atât de optimiști, să zicem că dacă bem, ne asumăm și consecințele de a doua zi și cam atât și medicina nu știe mult mai mult de atât, din păcate. Domnule, câte mistere ne înconjoară, este incredibil. Și o ultimă întrebare. Berea funcționează în mitul acela în care dimineața toți bețivii își ridică un pic capul de pe masă doar cât să mai înghită o gură de bere? Nu, doar se amână momentul atât. Deci în loc să suporți simptomele la ora 11, le suporți la 7 seara. Deci nu recomandăm această metodă cui pe cui. Chiar nu funcționează. Deci efectiv ții un grafic sus în loc să-l lași să coboare, să treci prin cei neplăcut la acea coborâre și gata, să ajungi iară la zero unde trebuie. Ca să te apuci de treabă, nu? Într-o formă extraordinară. Exact. Stai frumos de la zero, nu așa, să tot ții graficul sus acolo. Și acum, din punct de vedere, din perspectiva nutriționistă,
Cât de tare îngrașă alcoolul? Destul de mult, are 7 kilocalorii pe gram. Asta este prima chestie care îngrașă la alcool, sunt caloriile. Și a doua chestie la alcool, ce îngrașă cel mai mult la alcool este dezinhibiția pe care o produce. Deci nu alcoolul în sine, deci dacă îl incluzi într-o dietă calculată caloric, poți să lași acolo să încapă două beri, un vin sau ce dorești. Dar ce îngrașă cel mai tare la alcool este că după ce bei alcool te dezinhibi și consumi mai mult alcool, mai multe alimente. Deci cam asta îngrașă la alcool, nu alcoolul în sine. Alcoolul este totuși între carbohidrați și lipide ca putere. Adică el dă 7 calorii pe un gram, în timp ce carbohidrații și proteinele dau 4, iar grăsimile dau 9. Deci dacă ar fi topul așa per gram, ar fi lipide locul 1, alcool locul 2 și carbohidrați proteine locul 3. Dar problema la alcool nu e asta. E că îl consumi în anumite contexte, că el te face să... E ca un magnet, e ca o gaură neagră în care intră brânzică, șunguliță. Șaorma de la 5 dimineața. Așa, un pic de ciocolățică, o prăjiturică. Deci asta îngrașă la alcool, alimentele de lângă și el în sine. Dar mult mai mult îngrașă faptul că atunci când bem alcool suntem, știți, ca în bancurile alea cu Seinfeld, că comanzi de toate și la sfârșit când vine mâncare zici, da, eu am comandat și când vine nota e dezastru. Da, 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 da. Bun, altfel spus, la noi, în cultura noastră... Mai mănâncă că avem Iulia Reventa. A, nu se aude? A, bun. Da, nu știu cum să fac asta, dar cântam asta, mai mănâncă că avem Iuliane cântensori. E o vorbă pe care o auzim la petreceri. Și ia mamă că nu-i de cumpărat și doar două sarmale și alte refrene celebre de la noi, de la români. Mulțumim foarte mult, domnul doctor Adrian Copcea de la Cluj. Vedeți că vine Baia Mare, Oradea, foarte tare din urmă pe prețuri la locuințe și că a crescut, este sub Cluj. Și după aia vine Brașovul, cât te duci și că crește prețul. Cu excepția Reșița, bineînțeles. Acolo e cam ca la Giurgiu, așa. E, poți să-ți iei, da, poți să-ți iei un bloc întreg cu banii pe o garsonieră în Cluj. Dar grijă mare ce faceți. Da. Mulțumim foarte mult și vă spunem... Eu mulțumim. La revedere! Abia m-a așteptat. Mulțumim foarte mult. Pa, pa și grijă mare, nu vă opriți din băut. Da, ăsta este singurul remediu real împotriva mahmurelii. Adică, realmente, orice pauză vă aduce într-o prăpastie. Și așa s-au construit și roller coaster-ele emoționale și nu mai zic alcoolice. Ăsta este un roller coaster emoțional cu adevărat. Bun, mulțumim foarte mult, sperăm că v-a fost de folos, pentru că sigur nu e simplu astăzi în sfânta zi de luni. Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM.